ce ți-a plăcut de la mode când a fost cel mai de mult aici în casă? El când a intrat în casă, el nu era așa. El era fals. Era fals? Da. El se dădea așa, de treabă, tu știi frumos vorbea? În calm, liniștit, m-a chemat la camera roșie, nu știu ce. Că nu știu de ce m-a chemat, în fine. Tu mi-a zis că ție ți-a plăcut de... Păi da, dar el m-a chemat în camera roșie, mi-a zis că nu. Păi înseamnă că lui a plăcut de tine. Da, și el m-a chemat, el a făcut primul pas cum ar veni și după aia, da, mi-a plăcea așa de el, că era liniștit, vorbea frumos cu toată lumea. Dar și acum, înțelegător. Și mie, că mai iese câteodată în decor. Nu, cred că nu l-ai auzit mai devreme. Dar vorbești așa, știi, calm, da. Când se nervează, e urât. M-a făcut praf. Roxana, ei trebuie să stea până la finalul emisiunii. Tu, pentru că ai plâns. Stau, mă încordă să duc tătușele. Păi da, dar o să ducă pe Andreea, să ducă dacă nu e legat, o să duci peste ei, să ia la bătaie acolo. Păi și cum adică să stai toată ziua? De ce stai toată ziua? Că n-am înțeles. Așa a vrut Bobicioiu. Ce-a făcut că lui a zis până la finalul emisiunii, a zis? A dat pedapsă vă. Ce-a zis că pe la final și la mine ce-a zis? Ce, tu, da? La ambele perechi, dar pentru că pe tine te doare și faci lucruri împotriva voinței tale și nu vrei. Da, și dau eu drumul, las că văd ce face al meu, nu? Că mă uit. Las și 20. Și tu trebuie să la final. Știu, am înțeles. Da, las 20. Pentru că te-am văzut afectată. Am înțeles. Dar dacă te duci acolo, vei primi din nou. Dar nu mă duc. Nu era nervos. Unde mi-a zburat în simt dacă nu mai... N-ai zis cu arunci că nu mai vrei. Păi dacă să aleg eu liderul. Revin. Fii lider până la capăt. Gata, poți să... Nu. Nu de asta. Cer să mă pripesc atunci. Nu mai mă duc. Da. Vă țin eu locul, nu problemă. Trebuie să te gândești. Da, Bianca. Eu mă duc să plâng, că Bianca o doare mâna. Îmi fac un masaj. Unde să plâng? Să plâng? Îmi făcea alcoolistă și nu știu ce mi-a zis. Să ascundă băutura din casă. Serios. Urât. Vezi că de la o petrecere de asta banală în care... Da, și o petrecere că zici tu beau, adică eu nici nu pot să beau. Păi zic și eu că ai băut odată, că și-a fost, se întâmplă, ai vrut să încerci și... Nu, dacă ești la televizor, se vorbește prost despre asta. Dar bine, oricum, cine mă votează așa, ei știu, știi, ei înțeleg. Se vede frate, că frate, toți iau. Greșim până la urmă, cine nu știu. Da. Bine, și eu, ce o să lua de mine acum, că eu n-am zis nimic rău. Eu am zis că ce mă bucur, că bărbații pe care i-am vrut, nu m-au vrut. Și chiar mă bucur. Pentru că ai făcut referire și la el, știi, de asta. Păi nu, că am arătat spre el și am zis, uite, de exemplu, uite, de exemplu, Hamude, dar nu e sensul rău, în sensul că, uite, că nu m-aș fi potrivit cu el. El are 30 de ani, el are, nu știu, altă viață față de viața mea și nu ne-am fi potrivit. Și uite că, na, îmi mulțumesc la Dumnezeu că nu vreau. Cine știe ce sufeream acum sau cine știe. Chiar nu zic sincer, păi nu vă potriviți chiar deloc. Nu avem nicio treabă, nici nu știu de ce. Fizic, cel puțin, nu vă potriviți. Nici fizic, nici într-un fel. Nici psihic. Lasă că fizic se rezolvă. La toți, silicoane și astea, te faci... A, dar nu de asta, zic eu, așa, e mare, te slăbuță. Și ce m-a lăsat? Și ce dacă sunt slăbuță? Și Bobicioiu i-a mințit, zicea că așa îi place lui slăbuță, dar de fapt el a zis că nu îi place. Și că îmi place la Bianca, că e finuță. Poate a plăcut la un moment dat. Poate că mi-a place. Dar tu știi ce-a făcut? Ce-a făcut? Măi, eu eram aici la bucătărie, stăteam cu Bogdan. El a venit fix aici în fața la camera și a suflat nas. Și a zis, măi, dar tu în față, te duci fix în fața la cameră, suflă nasul, du-te și tu măcar într-un colț, măcar du-te afară. E că fac ce simt, fac ce vreau eu. Zic, mă, dar din bun simț, frate, că îmi suflui nasul, plec că, bă. Aici, asta e scuza tot timpul, aia faci ceva, zic, bă, frate, fac ce simt. A fost greu, Roxy? A fost păi greu. Da, a fost, frate, că pe mine mă doare că eu să prima. Stau, frate, toată ziua acolo. Dacă... Prima nu mai se făcea așa ceva. Dacă aș da din prima, da, bine, ai pus toată prima. Ziua, frate, și pe mine și pe ăla. L-ai pus pe al meu și stai toată ziua cu aia, frate, în grădină? Test. Păi de ce test, frate? Păi nu e ok și eu stau aici că am plus bravo mie, că stau jumătate de oră, dar ăla să stai toată ziua cu aia, frate? Dacă te scălămâi de la bun început. De asta stai toată ziua? Păi ce care era pe deapsa prima oră? La fel era. Cum încă, băi? La fel era aceeași. Nu mai face. Dar ce te mă scălesc? Cum nu scrie? Minți. Ia, dă să văd și eu dacă nu scrie. Dă să dau și eu ție. Stai să-ți fac ceva. Serios, lasă-mă să te fac puțin, te rog, e mult de tot. La ochi, puțin, te rog. Am adus aminte de vorba ta. Care? Sănătate. Mor cu vorba. Sănătate. A, deci pe tine de asta te-am amuzat? Da, că mă gândeam la asta. Sănătate, drum bun. Mor. E ca și cum la revedere. Știu. Nu? E smecheră vorba asta.
Eu nu înțelegeam de ce tu râzi, că eu m-am enervat. Nu am gândit la vorba asta. Sănătate, drum bun. Adio. Sănătate și virtute. Da. Dacă voiam, dacă îmi plăcea de ea sau așa, aș fi spus, da, îmi plăcea sau. Cum a spus și de tine? Îmi dau seama și ce mi-a mai plăcut. Mi-am spus, frate, că s-a sumat. Dar toți acum, adică toți amude, încearcă să convingă pe toți că eu cumva mi-e rușine să recunosc mie îmi plăcea de Bianca. Ai ceva acolo, ne-ncheag cu Bianca. Gen. Nu, că mi-a plăcut de ea și că mi-e rușine să recunosc. Păi și ce, mă? Păi nu trebuie care-i problema lui. Păi nu ți-a plăcut de ea, că așa pare, că îți mai place de ea. Mă, ce tare și cu tine, vezi că-s nervos, da, că vezi cum am... Era să mă bat cu amul de ea. Dar nu-ți place nici așa, ca femeie? Ca femeie, ba da, frate, jur, e ok, mai gătești bine, ca femeie, da. Dar nu e... Primul loc e gemen ca mine și... Nu e gemen, e rapt. E gemen, e geloasă, scuze-mă, geloasă ca mine și ne alimentăm, ne-am alimentat unul pe altul. Nu la modul ăla niciodată. Da, asta era gemen. Ah, și gen, când eu zic în primul rând Bogdan e gelos, pe mine nimeni nu mă crede, toată lumea sare în cap, ca și cum asta nu e motiv mare de a nu avea o relație. Dar tu zici de Bianca, în primul rând e geloasă. Zic de Bianca pentru că și eu sunt gelos și ne-am alimentat unul pe altul și are și tu nu poți să păi da, asta. Și eu zic că nu-mi place că e gelos pentru că tu nu-mi place, că am mai trecut prin asta. Și mi-am promis eu că nu o să mai trec prin asta. A, tu știi că se anotează dacă te-ai prins tipul cu mine. Și când ți-am zis atunci de fostul meu cu prietenii, că eu n-am mai prieteni și așa, tu ai început să râși, că... Adică ce e asta? Adică am râs. Că eram mic, făceam și așa, dar am mai crescut în prieteni. Da! Da, mă, și nu știu când e vorba, că am zis că pare câți ani are el degeaba, am zis că e fake, că e frustrat, că îl fură curent. Și mi-a zis că-s prost. Și am zis că vezi că prost, prost, dar dacă mai spui prost, nu mai țin cont că ești tu bătrân. Și mă ridic la tine bătrân, până la urmă. Bătrân, ai zis? Bătrân? Mă zic să zic că ești bătrân. Da, o știe toată lumea, așa, să mă ridic la tine până la urmă. Bătrân? Ce-mi faci? Păi da, la treaba câți ani, da. Păi dacă păi îmi spui că eu am ales-o la camera lui și cu Bianca. Când eu am ales-o pe Simina de două ori. Cum să spun așa? Că nu-i țin minte bine pe cine. Deci ai ales-o pe Simina, adică trebuie să... Hai, ieși de aici! Hai, la rivederci! Da. Păi și cum? Hai, pleacă! Ce ai, măi? Du-te, mă, de aici! Dă-și ce râzi de așa! Păi de-am plăcea atunci. Bine, hai, pă! Dar nu am modul ăla neapărat. Ți-am zis că nu mai ai dialog cu mine și nici mă mai pupa. Și de azi înainte nu mă mai cauți. Au! Dar vezi că poate spar coșul, da? Ai auzit? Ai vezi că poate spar coșul. Tu de azi nu mă mai cauți. Bine. Tu n-auzi, ți-am zis? Mă, ce? Și ce te uiți acum la Roxana? Mă uitam la plane-urile astea, să văd dacă îmi stau bine. Deci te rog frumos, dă-te! Ana, dacă mai păi bobiști, eu am așa ochii mei cu bobicioi. Ce ai zis? Măi, zice așa. Și am mâna de acolo cu tare mie, că cine știe cum faci și... Și ce, spar coșul? Mă, dar trebuie să fie toată lumea cam un coș, poți ce? Ai furung! Mă! Dar mai ține și tu mâna în partea asta, că eu nu mai pot. Da, dar ai văzut, bai, că țin mâna pe picior. Da, dar nu mai pot, uite, mă. Ține, ține. Vreți să o sprijin de tine, mâna? Dar nu știu cum să o pun, că... Ține-o pe mea, dacă vrei. A, uite, o țin așa. Ce-o ține, uite așa? Stai, mână moartă, jumate mână moartă, dă cu ea de poartă. Ce? Nu știu, am tăși cu aia când erai mic. Ce? Gen, să-ți ia cineva mâna, tu o lași moartă. Și zici, mână moartă, mână moartă, dă cu ea de poartă, îți dea cu mâna ta în nas. Ah, oh, gata, știu, mi-a făcut frate meu, Brex. M-a durut. Știi ce făcea mie culiță când eram mic? Îmi punea să suflu un piper prost. Ce să râzi ca și când să-ți vine să strănuți. Hai să vezi ce fain e. Și-mi puneam un bocan la bucă. Suflă, zice, ce fain e. Vreau și... Bă, și ce plângeam pe așa două ore. Păi nu, că-mi venea în ochi și mă spunea... Că lăsăm și Jerry, da. Ți-ai luat apă. Vai, Doamne ferește, nu mai pot. Cu mâna. De seama că noi ne-am și stat cu minți, știi? Dar restul care erau așa, tu știi că fugeau prin casă, fugeau pe scări. De oră că te lovești de la asta. Adică tu te lovești, că e mâna firavă. Da, dar tu o ții pe a ta prea lejeră, eu o țin... Ce, o țin încordată? Da. Stau, mă, încordă să rupă tușele acu. O, țică. Sau dacă te încorci tu, poate se umflă vena asta și se rupă cătușele. Ce?
Ți nu ți se umflă nicio venă. De ce? Că ți se umflă vena pe gât când te enervezi. Doamne, ferește. Nu? Nu am așa ceva probleme. Ce, tu, da? Nu, la Roxana îi se umflă. Da. Fie niște, că nici tu nu te enervezi. Mă mai enervezi, eu dacă greu. Dar tu nu pari nervos niciodată. Dar tu erai nervos niciodată. Păi nu că îmi controlez asta. Ce? Nu a fost chestia aia cu... Nu erai nervos. Mă, era așa gândit tot, știi, mă gândeam. Îmi place să analizez situații. Chiar că par fraier câteodată, știi, da? Nu că par fraier. Nu e vorba de asta. Încerc să mă pripesc atunci pe moment. Da, dar... Nu știu, trebuie să le gândești mai mult, știi, cred eu. Mm-hmm. Ți pare că închid ochii prea mult? Eu nu pot să-mi dau părerea, pentru că dacă îmi dau părerea, se știe oricum. Și... Te vedem, Bobișou! Te văd de la o poștă. Dar erai tu, că te-am văzut în oglindă, ai nebunit. Ce faceți, bă? Băi, ce amuzat sunteți pe televizor? Ce? Să vedea cât de ai tu. Și cu ochii așa mici. Ți încercam ca să te trag așa să, și tu vei genințelea să pună mâna așa pe mici. Să vezi ce râdea Roxana. Da? Da. Râdea. Păi ok atunci. Aveți de stat până la final. Stai, voi. Ia o să termine în 10 minute. Că a început să plângă, dar voi stați până la voi aveți subiect de stat. Pe cum vă râdea sau plângea, că nu înțeleg. Râdea, mă. A plâns la început, cum să stau eu cu ăsta pe locanul și acum râdea de voi, gen. Acum i-a trecut. Rău. Frate, eu pedeapsă ok, înțeles? De asta trebuie să-ți însupe. Bă, frate, pe toate le tratez la fel. Măi, gelozia, în primul rând, că trebuie vindecată din punctul exact. Meu de vedere. Așa vă da, testa are de și ce pe să fie, bă, nu are de ce să fie geloasă, că e pedeapsă, e conștientă că e pedeapsă, mă. Eu asta da, am făcut-o pentru trechii și prietene, înțeles? Deci nu ești cu ea singur la date să zici că cine știe ce faci. Ești aici și să vezi toate camerele respective. Bine, eu prima oară am văzut. Dacă fac, ești gelos? Eu? Eu prima oară am văzut-o cu Hamudei, înțeles? Că se certaseră foarte rău și din cauza asta. Păi ai zis, stai mă, să mai vine cu mocanul. Nu. Hai, bine. De la avea întrebat, puteai să pui din prima, frate. Da, din prima, pe tu ai zis, nu. N-am zis, nu, i-am eu întrebat. Eu mă duceam un lap, i-a făcut. Și am zis că ce era, zic, dau cu oameni. Da, du-te, îmi place mult. Nu, e ce e normal, să accepte pedeapsa, atât timp greșește. Și puteai, atunci când am mers să mă legi de Bianca, puteai să mă legi de Bianca, dacă n-am văzut cum reacționează, am reacționat prea de tot ăștia afară. Tu te luai cu mine la certul. Mie dar zi tu, Bobiciu, când te-a legat de Dea atunci, că am făcut eu, nu mai știu ce am făcut, am greșit. Dar n-am făcut nicio criză. Dar de ce să fac? Dar pentru ce? Da, zic și eu nici. Că în primul rând nu a fost gen ceva că ți-ai dorit tu să stai cu ea exact, sau nu știu da. Ce. A fost pedeapsă. Să... Da. Nu. Nu o să fac așa. Nu să-mi plâng din așa ceva. Nu plânge, Bianca. A, bine, vino să lăsăm. Bianca. Bianco. O brichetă s-ar de asta. Bianca. Bianco. Da, mă lăsați singur să fie mai romantic. Mă trage și perdeaua. Nu că am amintit nepoc. Eu pe prostă. Îmi trag la palme. Astea e în top 10 lucruri pe care nu le spui la prima întâlnire. Mi le trag la palme. Dar nu este la prima întâlnire. Așa mă simt uneori cu tine. Și eu. Îmi pare rău despre tine. Erai mai bun. Era, mă. Nu mai sunt. De ce? Las că știu ce vrei să zici. Măi, și mă bucur gânduri? Că tu ești conștient așa. De ce vorbești? Păi sunt conștient. De ceea ce faci. Și nu le faci așa că... Da, dacă îmi fac ceva, știi, nu prea-mi place să dau înapoi și... Ori faci, ori nu mai faci. Și era cu faci 10 pași în față, unul înapoi. Sau invers. 10 înapoi și unul în față. Așa sunt raci. Ți-am și abuzăm. Nu, aici. Tu n-ai avut niciodată nimic abuz. Hai pe asta de jos aici. Mă simt de parcă este flacăra aceea de la început de fiecare dată când te văd. Ce-i dacă să fie destul de tare repede aer, gen? O să mă ridic? Bogdan. Zic. Trebuie să avem o discuție serioasă. Ieși. Ce se întâmplă cu noi doi? Lumea spune că noi suntem prieteni cu beneficii. Ești de acord cu asta? Că eu da. O să...
O să fim, cred. Ai de cap, nu. Bă, dar tu chiar ești da, țină, egoist. Da, țină tu, așa. Da, țină mai n-aer. Da, și oricum se interpretează orice ce. Da, iute. Bă, le sparge capul, ia mâna. Sănătate. Înseamnă pa. Știu ce înseamnă. Nici nu te mai aud. Și la noi se folosește sănătate. Păi nu înseamnă nici să nu te mai aud. Nici să nu te mai văd. Mamă. Da. Da, dar nu a fost chiar așa. Pe noroc că ai luat-o în râs, că altfel nu. Da, mai de mult asta. Acolo am plâns, era rău. Era rău dacă l-am plâns. Pentru păi mine. La mine era ca și cum chiar nu mai vreau să mai vorbesc cu tine. Știu. Dar eu când am văzut că râzi, bine, hai, că mi-a trecut. Mi-a trecut, nu mai vreau. Așa rău, mă. Nu, mă gândeam acum că cine știe ce zici și tu bine. Pare rău. Ce te gândeai? Că să spun că acel moment acum am... Nu, dacă nu trimiteai poza, gen, nu mă supăram. Dar ce poză, că nu știu. Din pat. Ah. Nu mă supăram. Da, așa, nu. Am văzut dovada cu ochii mei, ce-s mai... Și tot ai mințit. Dar în fine. Așa mai fac oamenii, mai mint, mai spun adevăr. Omenesc. Țin-o. Ce faci, mă bați? Da. Dar cu ce am mințit? Stai că nu mai știu. Nu mai contează. Nu pot să zic. Dar păi n-am mințit. Păi nu pot să zic. N-am mințit, ai interpretat-o greșit. Nu, no, ai zis, a doua zi s-a aflat.